drumul. Singura factor care de neeficiență este varianta și liberul arbitru al omului care trebuie să facă altfel decât e în procedură. Procedura poate fi eficientă. Deci, cu alte cuvinte, toată societatea industrială este cârmită încât ne face roboți într-un sistem și nu devine așa, funcționează, ca să se reproducă produsul. Că altfel, dacă fiecare de-a lungul procesului de producție vine cu o idee, nu se mai asamblează plusul la beci. Da, iar rămâne la familia Bandi să facă acolo în vânt, ca la, cum îl cheamă, filme cu, nu cu Stan și Brand, cu Chaplin, să repete operația respectivă. Asta merge la chinezi. Dacă vă uitați la linia de producție la chinezi, e ceva cumplit. Ei pot să-și permită să facă, dar noi nu aș vrea să ajungem la nivelul ăsta, nu? Dacă ne uităm aici, ce ar trebui să facem? Păi abordarea este deliniară, pentru să înțelegem ce e asta, fie să fie. De 30 de ani asta cercăm să spunem lumii. Ce înseamnă în spatele cuvântului abordare deliniară? Organică. Ce înseamnă organică? Coevolutivă. De parte echilibru termodinamic. Agregarea inter- și transdisciplinară. Armonizarea uman-real. Nevoia de dezvoltare spirituală. Lumea simte nevoia de dezvoltare spirituală. Deci apar niște nevoi centrate pe valoarea omului. Aceste nevoi sunt bazate pe o viziune organică, calitativ-cantitativă și cu un feedback armonie și sustenabilitate, nu eficiență. Eficiența merge la roboți, la materia nevie. Materia vie are nevoie de lucruri care nu merg pe minimul de potențial. Trebuie să consum ceva, că e mai departe de minimul ăla. Acea energie care ne formează. Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie de a recalibra bunul simț specific acestei noi viziuni. Asta înseamnă meserie, asta înseamnă efort pe care nimeni nu vrea să-l facă, vrea să obțină deja cu niște hârtii scrise frumos într-un, unii zic, limbaj de lemn. Și eu înțeleg limbaj de lemn, nu politic, ci limbaj de lemn este fără conținut. Ar trebui făcut bun și pe toată lumea, tot scrie că ar trebui făcut, dar să înceapă să se insufle atmosfera, ca lumea să se apuce, să simtă, nu prea face. Deci înseamnă că încă nu știm despre ce vorbim. De când la școală, aici școala furnizează cunoștințe. Ce înseamnă cunoștințe? Informații sistematizate despre lume. Și face abilități și competențe și atât tot. Dacă se înțelege sau nu, nu interesează. Ea dă verificarea că ai memorat niște abilități de a rezolva o problemă după un tipic. Și atât tot. Modul de livrare, fragmentar pe discipline, fizică, matematică, chimie, biologie și mai departe, omogen pe grupuri, clasa 9A, 9B, 9C, omogen pe aceeași generație, fiecare e pe o generație, între țesut pe parcursul unei zile, eu îndebunesc numai când mă gândesc. Și eu acum i-aș lua pe toți profesorii ăștia care sunt cum sunt, și eu mi-aș lua pe toți, și aș pune la mine la un curs de complexitate, așa cum o ținem noi de adevăratele, o oră de teoria haosului, după aceea o oră de biologie de tip molecular-cuantică, după aceea o oră de teoria catastrofelor, după aceea o oră de sport, să se mai dezmorțească, și țin așa timp de un an de zile. Păi vă dați seama că mă vor împușca, dar vă dați seama că copiii noștri. Și că și țipăm la ei. Deci le dăm ce? Bucățele, lecția 1, lecția 2, lecția 3, dar fiecare în altă ordine, fiecare cum și copilul, și pagina 1 din lecția 3. Legată de pagina 2 din lecția 5. Păi cum să facă coerent ceva? Dar ce le folosești? Nimeni nu le leagă. Profesorii se bat între ei care a făcut lecția mai grozavă la grad. Au uitat de mult de copii. Copiii unde sunt? Nu-i văd la minister. În discuții la minister, acum n-am auzit o dată vorbindu-se de calitatea copilului. Numai de ce credem noi despre ei. Dar cine e copilul ăla? Ce abilități are? Și mai departe. Nimic. Se obține ce prin această abordare? O resursă umană nediferențiată, fără inițiativă, fără responsabilizare, inertă, dependentă de și neagradată. Neagradabilă. Nu am ce să fac, că tot în ce să îl motivez, să nu știu, nu se poate, este cablat. Păi, sigur, trebuie să facem altfel. Ce înseamnă partea cealaltă? Cum ar trebui să fie școala pentru atenție, că vine a conștiinței, aia numerică, cuantică, ce automat, nu bine de liniștit cu asta, că nici pe asta nu prea știm cum să ajungem la ea și vine următoarea care e cu totul altceva. Deci vă dați seama cât de complicat e procesul, dacă luăm în serios. Asta ce înseamnă? Deci, furnizarea transferului de cunoștințe și asigurarea înțelegerii, transformării acelea, integrarea în cunoaștere. Cunoașterea, abilitate cognitivă de a mă orienta în viață, de a înțelege. Deci, cu alte cuvinte, îmi dă cunoștințe, dar trebuie să le integrez în cunoaștere, e cu totul altceva. În modul de livrare, pe niște secvențe, am nevoie de niște etape de sensibilizare și motivare. Dacă nu le motivez copilul ăla să intre într-un joc, nu intră în jocul respectiv. Păi trebuie să-mi fac niște proceduri de motivare a copiilor.
Asta înseamnă jocuri, înseamnă discuție, înseamnă concursuri, trebuie să, nu știu, trebuie să fie un departament care creează elemente de motivare pentru lecția 17 de la școală. Nu e ușor de făcut. Cu cei de la teatru putem să ne gândim un pic, am văzut acum tăia panglica, acum la, astăzi la Casa Experimentelor. S-a făcut un program interesant ca să experimente. Foarte mișto. Foarte mișto. Vă spun eu că pe copiii ăștia acolo și după 3 zile... Au fost acolo după, și nu mai puteam lua. Două zile. După aia vin la mine, că se plictisesc. Copiii integrează repede. Uitați-vă la jucării. Uitați-vă cât se joacă cu jucăriile noastre acum. Pentru că jucăriile noastre, mergeți în magazin, sunt îngrozit de chestia asta. Mergeți în magazin să vedeți ce jucării avem. Să vedeți niște coși colorate, de plastic foarte frumoase, fără conținut, fără viață, fără nimica. Și ei se duc către tabletă sau către joc, că se întâmplă ceva acolo, ei nu stau nimeni. De exemplu, era, am o nepoată de acum de 2 ani jumate și nevasta trebuie să-i cumpere ceva, că a fost până acolo să o vadă, nu sunt în țară. Și ne-am să căutăm niște jucării. De exemplu, era o cutie și îi dădea 1,5 milioane pentru o cutie în care se găsea un fel de, cum zice, tetul călcat, un fel de fier de plastic de călcat, se stimula destul de bine fierul de real. Ce să facă fata aia? Să joace, să calce rufele? Credeți că stă copilul, când întreb noi cu păpușa aia, stă copilul când ea se joacă în tridimensional pe tabletă, într-o variantă în care află lumea? La 2 ani? Nu! Luați jucările să vedeți că sunt coși, mai părerea noastră de jucările, s-a terminat. Trebuie să fie, deci este o industrie pe care ne putem crea țara. O industrie pentru jucării inteligente. Ne-am schițat deja niște chestii, dar nu prea nimeni să ne ajute. În sensul că noi am pus prototipurile, ne dezvoltăm. Dar la nivel, dacă mă duc la minister să spun, doamne, hai să facem o linie de genul ăsta, nu mai ascultă ce vorbesc. Deci automat, dar nevoia e clară. După ce i-am motivat, trebuie să intre în partea de learning by doing, să-i fac un experiment în care să înceapă să simtă problema. Nu să-i spun cum arată câmpul magnetic și să dau formule. Nu, trebuie să curenteze un pic. Și fac eu un holodeck în care să simtă el acolo toate elementele, chiar să se curenteze un pic, ce problemă. Nu-i spun, nu pune mâna în priză. Îi pun acolo 60 de volți, nu e nicio problemă, sau îi pun o bobină de inducție ca să piște bine și îi spun, nu bagă mâna de el, o să bage mâna și o să simtă nicio problemă. Și o să înțeleagă de ce nu pune mâna, deci de ce nu fac o constrângere, nu din principiu, ci fac o constrângere din autoconstrângere, prin autodezvoltare. Trebuie să inventezi ce? Trebuie să inventezi produsele astea. Nu e suficient. A fost asta, știți, noi suntem o undă de întârziere, numai că țineți cont, România are a doua sau a treia din lume rețea de IT, de internet. Copiii noștri la țară sunt de fapt departe, departe. Țite de la Sian, cum s-a avut acum, noi dăm tot timpul, cum să spun, cu întârziere de vreo 10-15 ani, lucruri din străinătate, le aducem aici pe banii noștri grei, cu fel de fel de angajamente, o să mergem cu unda viitorului, care eventual să fim un partenerat. Și acum mă trezesc când vin niște echipamente, care fie vorba între noi, le facem și noi, ca părinții le facem cu copiii mei, un magnet cu un pendul sau o cuvă care să văd o undă, e joacă. Crezi că se joacă de tot? Se joacă de două ori și pe în spate fenomene. Crezi că acolo se vede fenomenul nou? Asta a fost frumos în Cité de la Science acum 20 de ani. Acum nu mai merge acolo. Acolo se schimbă și ne vin de nou. Pentru tot vreau să fiu tot timpul un valvul al trecutului, când noi suntem generatorii și ne iau ideile și le ducem în străinătate. Numai pentru că ai noștri nu înțeleg să ne asculte, să ne mișcăm, ce merităm soarta, ceva nu-i în ordine. Și după ce am reușit să experimentez, după aceea mă duc în clasă și formalizez. Și nu cu oricine. Cu aia care au abilitatea să formalizeze. Nu toată lumea trebuie să fie cel mai bun matematician ca să formalizeze actul artistic, de exemplu. Știți că structurile gramaticale sunt spectaculoase și gândirea și limba română în sens gramatical cu rețele neurale au descoperit niște lucruri fascinante. Analiza de text, scrieți o pagină numai și în analiza matematică din fizica neliniară aplicată textului puteți să vedeți psihologia omului extraordinar. Nu grafilul, nu grafologia. Ritmul și structura cuvintelor alese orice text este o proiecție a gândirii umane. Deci e un fel de amprenta structurii tale mentale. Și noi știm să scoatem informații, că de-aia a avut tata școală. Dar nu se leagă de la literatură cu tehnica asta. Că aia este la literatură și noi suntem la matematică. Păi nu mai există această poartă, pentru că alții o fac. Analiza structurală a limbii, toate limbile Pământului sunt deja în rețele de lingvistice, rețele astea semantice. Numai România nu are rețea semantică. Pentru că a fost o bătălie mare între școala
adică Academia din București cu Academia din Iași, pe tema respectivă, s-au cetat între ei și au rămas în afara planului. Și din România n-a mai fost băgat în programul european de analiză semantică a rețelelor, e întreagă. Deci, cu adevărat, de restructurare profundă a mediului în care se desfășoară educația. Paradigma, materie, programa, deci programul material didactic, relația dintre tânăr, părinte, profesor, mentor, patronat, stat, toate astea trebuie luate în discuții când discuți o asemenea problemă. Motivația. Păi specifică competiții, îți dau un premiu și generatorul trebuie să fii primul în vârful piramidei. Și atunci, în principiu, sistemul de valoare cantitativ numeric. Păi dacă dau media și îmi spune că un copil de media 7 sau 9, ce pot să-i spun copilului dacă e bun sau rău? Că media 9 e media, adică este suma P și e suma și de 9 și de 2 și 7 și mai departe și la matematică și îi dau mătă. Medie. Adică cel mult îmi dă poziția în gaussiană. Noi discutăm de ierarhie, de valoare. Îi căutăm pe aia înțelepții, nu? În partea cealaltă, ce ar trebui să fie? Motivarea mixtă. Nu se întâmplă cu competiția, dar e competiție cu colaborare. Fac concursul colaborare-competiție. Echipe. În echipă lucrează și prin compatibilitatea în echipă, înseamnă colaborare. Între echipe, eventual, poate să fie și un pic de competiție. Stimularea sentimentului de utilitate, a efortului în favoarea comunității, voluntariatul. Toată lumea, sănătate, merge mai departe că au înțeles valoarea de autodezvoltare prin voluntariat. Abia acum, de câțiva ani avem legea voluntariatului, dar vedem încă ca muncă patriotică. Și când noi vedem așa, îl transmitem și la noua generație. Și atunci, educația informală nu funcționează. Sistemul de valoare trebuie să fie complex, multidimensional, bazat inclusiv pe tehnici de rețele neurale. Eu trebuie să înțeleg omul ăla, nu-i dau o notă. Am metode, sunt metode de înțelegere, sunt metode, avem tehnici de evaluare multiparametrică în care ar putea, dar, cum să spun, să pui un profesor acum, eu am probleme cu profesorii, sunt bun și că sunt profesor și mă duc acolo de mult și încerc să-i ajut. Dar nu poate să-mi spună mie profesor și vin așa foarte obosit și am întâlnit cu profesori, prieteni de mei, eu am făcut medii. Am avut multe muncii, are 5 cataloge de făcut. Media, ce înseamnă media? Am 4 note sau 3 note pe un profesor de 30 de ani la catedră, când se uită la 4 note, știți, să facă media din ochi. Pe dacă pentru el e obositor, trebuie să facă media și vine așa de obosit, cum se spune să facă o tranziție către materia nouă? Deci cum să amim profesor? Deci trebuie să fim cinstiți până la capăt dacă vrem să schimbăm ceva. Nu ne apărăm meseriile, că nu are sens. Și nu acuzăm pe nimeni, ci facem o radiografie cinstită ca să știm cum ne mișcăm. Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie de formatori de opinie. Adevărat, nu e ca să la televizor. Avem nevoie de platforme de bune practici. Avem nevoie de o media pro-civilizatoare. Media actuală este în dobitocire. Filme de tipul Vacanța Mare, seriale de tip Las Pierbinți sunt catastrofale, ca să nu mai vorbesc de altele, da? Dezvoltare spirituală, avem nevoie de creativitate, efort colectiv. Deci avem ce avem în final? Avem o grămadă de oportunități. Nici nu știu cum se transmit. Ia uitați ce înseamnă asta. Avem necunoscutul care vine peste noi cu viteză în ce mai mare și care se transferă în social, în viața noastră, în stilul de viață, pe măsură ce cercetarea, dezvoltarea modifică tehnologia și educația care modifică piața și bagă în piața alte produse care schimbă stilul de viață. Ca să se poată întrece fiecare de sine stătător. Domeniul ăsta este bine conturat de sine stătător. Are regulile lui. Ca să existe comunicare, e nevoie de niște liane, niște facilitatori. Niște elemente creative, niște elemente care sunt acum pentru ONG-uri și IMM-uri. Plini de oportunități. Designer de curiculă, dar nu doar designer de curiculă, designer de lecția 17-a care este importantă. Designer de prilej, de întâlniri între părinte și copil. Pregătiri de, nu știu ce să spun, v-am spus, producție de aparate de legătură părinte-copil. Pentru toate putem inventa, creativ, o funcție din care să și câștigăm. Și pe o piață globală, nu la noi. Că nu e pentru la noi problema. E în general chestia asta. Deci, trebuie să mai înțelegem un lucru. Producția de cunoaștere, din cauza dezvoltării, ce v-am spus la început, crește exponențial. Tehnologia schimbă așa de tare modul de gândire asupra însă ce înseamnă viața noastră, spațiul, timpul și mai departe, încât dar asta nu-i poate pune nimeni adop. Ea curge în continuare. Cu o viteză cea mai mare, putem să ne băgăm capul în nisip precum struțul, dar asta nu înseamnă nimic, ea vine peste noi. Noi trebuie să facilităm cumva difuzia în social acestui lucru.
Pentru asta avem o grămadă de elemente care sunt acum rupte, care putem să devină o sursă de câștig, de venit, de meserie. Deci concluzii, câteva concluzii. A învăța nu înseamnă a reproduce informații. Avem informații care cresc exponențial, se sistematizează treptat, treptat în cunoștințe, care sunt de fapt informații sistematizate, de multe ori le ia calculatorul, dar mai departe cunoștințe trebuie transformate în cunoaștere, care e abilitatea omului, nu a calculatorului sau a memoriei, și după aceea cunoașterea, dacă e bine aplicată, înseamnă înțelepciune. Deci lanțul ăsta trebuie să fie, da? Vin, mă nasc, mă hrănesc cu viața de jur împrejur, acumulez niște cunoștințe, am din când în când metabolizarea lor în act de cunoaștere și după ce le aplic și îmi dau seama că e bine să nu aplic întotdeauna ce știu, ci mai înțelept să nu aplic, că s-ar putea dacă aplic să creez mai mare dezastru decât dacă nu aplic, adică înțeleg oportunitatea implementării, atunci devenește înțelepciune. Pe cine îmblă după înțelepciune? Păi dacă aș face chestia asta și mă duc eu asta încerc să spun la minister, să facem proiect pentru a înțelege înțelepciune. Ce vorbește asta? Treaba nu este cu înțelepciune, ci treaba mea este să livrez cunoștințe. De ce și cui? Și bun, dar care cunoștințe? Că mă uit în cartea de școală și cunoștințele, eu deja nu le recunosc la facultate și mă uit la casa în 10-a și deja mi-e depășită tare. Și mă uit că, în sfârșit, cineva inteligent în minister a băgat acum de 8 ani teoria haosului, geometria fractală, fizica de clasa 10-a și societatea, părinții și profesorii o rejectează total. Ce ne trebuie și asta, bă, ce să facem cu ea? Uite cum încarcă ăștia la minister. Când eram printre puținele țări care aveam băgat în curiculă, puteam să facem un pas ca să pot să îl folosesc eu la facultate și să rămână în țară la nivelul aplicațiilor de Bosch, de nanotehnologie, de probleme de valoare, de valoare adăugată mare, nu de trudă să-l văd acolo muncitor în bandă. Nu? Deci, cu alte cuvinte, veniga asta lipsește. Transformarea conștiinței în cunoaștere, asta trebuie să înțelegem noi. Căci asta înseamnă să creăm un spațiu de legătură pentru a înțelege, a avea acces la univers semantic, a înțelege rostul, a face distinție între vorbire și rostire.